Bine v-am regăsit! Încep cu acest videoclip o miniserie în cadrul seriei 5 minute despre, în care voi vorbi despre mecanica cuantică. Lumea cuantică se referă la particulele care stau la baza a ceea ce numim realitate fizică. Și se numește așa pentru că la acest nivel mărimile fizice care caracterizează starea unui sistem cuantic nu pot să ia orice valoare, ci doar un șir de valori, adică sunt cuantificate. Dar nu voi începe prin a vă descrie lumea cuantică, ci vorbindu-vă despre celebrul experiment mental pe care îl numim pisica lui Schrödinger. Procedez astfel pentru a face lucrurile mai interesante, pentru că, de fapt, pisica lui Schrödinger ne arată cât este de stranie, cât este de diferită lumea cuantică de lumea noastră. Chiar primul lucru pe care îl voi spune despre mecanica cuantică este deja ciudat, și anume, în mecanica cuantică, particulele sunt descrise prin funcții de undă, adică prin formule care descriu unde. În fizica clasică, particulele sunt particule, iar undele sunt unde. Dar în mecanica cuantică nu putem descrie o particulă decât printr-o undă. Am vorbit despre acest aspect în materialul Undă sau Particulă. Găsiți linkul în descriere. O altă ciudățenie care de fapt are legătură cu prima este principiul lui Heisenberg. Acest principiu ne spune că nu putem cunoaște simultan valorile unor perechi de mărimi care caracterizează un sistem cuantic cu oricâtă precizie. Și atenție, acest lucru nu se datorează imperfecțiunii aparatelor noastre de măsură, ci este o lege a naturii. Principiul rămâne valabil indiferent cât de precise, de sensibile sunt aparatele de măsură pe care le avem. De pildă, cu cât știm mai precis poziția unei particule cuantice, cu atât mai puțin precis cunoaștem impulsul ei, adică produsul dintre masa și viteza ei. Și înainte de a merge mai departe, vă voi spune încă o ciudățenie. Funcția de undă ne permite să calculăm doar probabilități în legătură cu o particulă și cu evoluția ei în timp. Ceea ce înseamnă că o anumită stare a unui sistem cuantic nu duce neapărat obligatoriu, cu siguranță, la altă stare. Vă dați seama ce înseamnă asta? Asta înseamnă că sistemele cuantice nu sunt sisteme deterministe. Dar până la apariția mecanicii cuantice, știința a studiat doar sisteme deterministe, sisteme în care o anumită cauză produce întotdeauna același efect. În schimb, mecanica cuantică se bazează pe calcule probabilistice. Aceleași cauze pot produce efecte diferite. Aceste ciudățenii și altele despre care voi vorbi în materialele care urmează i-au făcut pe inițiatorii mecanicii cuantice, Niels Bohr și Werner Heisenberg, să simtă nevoia unei interpretări a teoriei mecanicii cuantice, iar această interpretare, care este încă și azi cea mai acceptată, se numește interpretarea școlii de la Copenhaga. Această interpretare afirmă, printre altele, că un sistem cuantic nu are proprietăți fizice bine definite. Am vorbit despre acest lucru în miniseria Ce este realitatea? Un sistem cuantic capătă un set de proprietăți doar în urma unui proces de măsurare. Dar această interpretare, care încearcă să clarifice ciudățeniile lumii cuantice, este, dacă o analizăm un pic, mai ciudată decât tot ce am spus până acum. Și asta pentru că ea este echivalentă cu afirmația că un sistem cuantic nu are o existență independentă, de sine stătătoare, caracterizată de un set de parametri, așa cum are un sistem fizic macroscopic. Un sistem cuantic este într-o anumită stare doar dacă interacționăm cu el. Până atunci, el reprezintă doar un set de probabilități, sau, așa cum se spune adesea, până atunci el se găsește într-o stare de superpoziție. Cu alte cuvinte, interpretarea școlii de la Copenhaga spune că sistemele cuantice și funcțiile de undă care le descriu
reprezintă informații despre interacțiunea dintre noi și sistemul cuantic respectiv și nu despre sistemul cuantic în sine. Funcția de undă capătă sens doar atunci când facem o măsurare legată de sistemul cuantic. Doar atunci ea ne dă o anumită valoare, iar sistemul cuantic capătă o anumită stare. Până atunci, sistemul se găsește într-o stare de superpoziție. Este și așa, și așa, cu anumite probabilități. De pildă, o particulă se găsește și aici, și aici. Lui Erwin Schrödinger, fizician austriac, această interpretare i s-a părut de neacceptat și într-o discuție cu Einstein din anul 1935 a propus un experiment mental care să demonstreze, după părerea lui, absurditatea acestei interpretări. Să ne imaginăm, a spus Schrödinger, o pisică într-o cameră închisă în care se mai găsește și un flacon care conține o travă. Într-o cutie din camera respectivă se găsește un atom cu nucleu radioactiv, adică un nucleu instabil care mai devreme sau mai târziu se va dezintegra emițând o particulă. În cutie se găsește de asemenea un detector, să zicem un contor Geiger-Müller, care în momentul în care nucleul se dezintegrează, trimite un semnal unui dispozitiv care sparge flaconul cu o travă și pisica moare. Și în acest fel, pisica este conectată cuantic cu nucleul radioactiv. Starea ei depinde de starea nucleului. Dar conform interpretării școlii de la Copenhaga, până în momentul dezintegrării, nucleul instabil se găsește într-o stare de superpoziție. El este atât întreg cât și dezintegrat. Și atunci se întreabă Schrödinger, pisica din cameră, a cărei viață depinde de starea nucleului radioactiv, este și ea, atâta vreme cât noi observăm, în superpoziție, adică este atât vie cât și moartă? Acest lucru, spune Schrödinger, este absurd, deoarece dacă intrăm în cameră și găsim pisica vie, ea nu-și amintește decât că a fost tot timpul vie. Bineînțeles că fizicienii și filozofii au încercat de-a lungul timpului să găsească explicații ale paradoxului pisicii atât vie cât și moartă. Niels Bohr, promotor al interpretării de la Copenhaga, spune pe scurt că detecția particulei emise de nucleu este echivalentă cu o măsurare. Așa că din momentul în care nucleul se dezintegrează, pisica nu mai este în superpoziție. Dar până atunci, alții au propus ideea că ceea ce contează este un observator, adică o conștiință, că povestea cu pisica are sens doar dacă există o conștiință care observă ceea ce se întâmplă. Există multe propuneri de soluții pentru a putea ieși din acest impas, dar pisica lui Schrödinger ne arată că există o problemă cu interpretarea școlii de la Copenhaga, mai ales în ceea ce privește noțiunile de măsurare și de observator, noțiuni care nu și-au găsit o definiție acceptată de toată lumea. De pildă, se poate vorbi despre măsurare în absența unui observator? Unii spun că da, alții că nu. În final, vreau să vă fac cunoștință cu alte două posibile soluții teoretice ale experimentului lui Schrödinger. Soluții despre care voi spune mai multe în materialul următor din această serie, pentru că sunt printre cele mai interesante ipoteze generate de mecanica cuantică. Este vorba despre ipoteza lumilor multiple și cea a nemuririi cuantice. Prima, cea a lumilor multiple, a fost propusă de Hugh Everett și spune pe scurt următoarele. Pisica vie și pisica moartă există amândouă, dar în lumi diferite. Atunci când un om intră în cameră, el devine conectat cuantic cu pisica și universul se despică în două. Într-unul pisica este vie, în celălalt pisica este moartă. A doua ipoteză, cea a nemuririi cuantice, pleacă de fapt de la cea pe care tocmai v-am spus-o. Ea spune că nicio ființă nu moare de fapt niciodată, pentru că atunci când intervine un eveniment care înseamnă moarte și universul se despică,
conștiința ființei respective rămâne în universul în care aceasta este vie. Deci cei care pentru noi au murit trăiesc mai departe în alte universuri care nu ne sunt accesibile. Dar despre aceste lucruri și alte ciudățenii spre care ne conduce mecanica cuantică voi vorbi în materialul viitor al acestei miniserii. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!